Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în următorul material vom afla despre vânt, sursă de energie. Voi știți ce este vântul? Oprește video și spune cum crezi că se formează vântul. Vă reamintiți că sistemul solar din care planeta noastră face parte este foarte, foarte mare și că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Astfel, Pământul primește căldură de la Soare, dar nu peste tot globul este aceeași temperatură. Aerul cald se ridică și aerul rece coboară. Această mișcare a maselor de aer produce vântul. Deci vântul este o resursă naturală care se găsește aproape în toate locurile de pe planeta noastră și care nu se termină niciodată. Vântul a fost folosit încă din cele mai vechi timpuri pe pământ pentru deplasarea pe apă, inventându-se astfel navele cu pânze sau pentru măcinarea cerealelor. Au fost inventate astfel morile de vânt. Tehnologia a evoluat și astfel au apărut turbinele eoliene, care transformă energia vântului în electricitate, care este foarte necesară vieții oamenilor. Energia eoliană este considerată energie verde, pentru că nu poluează aerul. Ca să înțelegem și mai bine cum funcționează energia eoliană, haideți să construim împreună o morișcă. Pentru aceasta vei avea nevoie de ajutorul unui adult și de următoarele materiale. O hârtie în formă de pătrat, o foarfecă, un bețișor subțire din lemn, un acu-gămălie. Vei trasa linii pe cele patru colțuri până aproape de centru. Vei tăia cu foarfeca pe cele patru linii trasate. Pliază acum colțurile către centru. Prinde cele patru colțuri cu acul cu gămălie de bețișorul din lemn. Folosind forța aerului produs de fân, morișca se învârte. Așa se întâmplă și cu turbinele eoliene. Acum este rândul tău să fii creativ. Construiește un zmeu. Caută materialele necesare și descrie pașii colegilor. La revedere!